Acum am intrat într-o galerie de coastă, într-un tunel, și am pătruns în zăcământul de sare. Observați puțin condens datorită diferenței de temperatură. Un alt obiectiv important din Salină este muzeul, Muzeul Sării. Da, în acest muzeu puteți vedea cum s-a format zăcământul de sare, diferite metode de exploatare a sării, poze de arhivă și, sigur, obiecte, unelte pe care le foloseau minerii la exploatarea sării. Am văzut și o cascadă tot în această incintă. Construită cu un circuit închis la apă, apa este saturată, adică nu este apă dulce pentru ca să nu dizolve necontrolat sarea și este recircuitată și datorită faptului că se împrăștie pe acel suport de beton, face acele cristale frumoase de sare unde vedeți că toată lumea se pozează. Turiștii sunt mulțumiți, în primul rând, de condiții, acest lucru impulsionează și tocmai pe faptul acesta vin tot mai des în târgul Ogna pentru a beneficia de toate condițiile pe care le dă Salina, băile termale. Da, vedeți că avem și copii mici, chiar foarte mulți copii. An, da? Vă spuneam că pentru copii atmosfera din Salina este benefică și ei își măresc imunitatea și nu răcesc, nu se îmbolnăvesc atât de repede, dar și cei care au probleme cu aparatul respirator aici găsesc un tratament foarte bun și ușor de aplicat. O oază de sănătate, îi putem spune. Da, putem spune că este o oază de sănătate și Târgu Ocna, cu Salina, cu izvoarele de apă minerală și cu climatul care îl avem în oraș, pentru că media temperaturii este de 9,5 grade, iarna este plus 2 grade, iar vara 18 grade, sunt condiții foarte prielnice pentru turiștii care vin la noi, dar și pentru localnici.